Hai să schimbăm complet subiectul și să vă las, că Vio a putut să vă lase fără orgasm, dar eu trebuie. A zis că Vio a dat un pic acolo, s-a simțit bine, a plecat și... A zis, băieți, aveți voi grijă, da? Mă uitam la o Kinder. Te înțeleg, sora. Mă uitam la o Kinder și mă gândeam, oare ăștia de la ouăle Kinder, ei se bazează pe traficanții de droguri sau... Încă mai cred că vând la copii. Asta e... Că de vreo 3-4 ani vine iarba nouă Kinder, știi? Și zic, oare ei știu ce piață nouă au deschis sau... Au impresia că Bruce le place la copii, surpriza sau... O fi, mă, vreo minte clară la Kinder? O fi vreunul acolo la ședințe care face, bă, băieți, hai să nu ne mai chinuim să le dăm cu ciocolată, să le băgăm la bucată. Facă ea diabet în pula mea. Că... Hai să le punem la goale, la pungă de 100, le băgăm la Jumbo, le iau ei de acolo. Nu că noi vindem bucurie și ciocolată, vindem ouă la galben, treziți-vă. Că eu chiar cred că nu mai vând la copii. Pentru că s-au dus dracu surprizele. Pe vremea mea, nu știu care aveți peste 30 de ani, pe vremea mea surprizele alea erau interesante. Era ceva, luai ou să vezi ce ți-a căzut, muncești la ele, să ripești ațipide, să construiești, mamă, ce ți-a căzut, ce ți-a căzut. Da? Și era greu, bă, nu știai ce. Deschideai un ou din ăla, 420 de bucăți cât avea. Și ce ți-a căzut? Nici nu știu. O zi citeam cărțulie, asta făceam. O zi citeam cărțulia să vedem ce ne-a căzut, da? Și când ne puneam pe treabă, băi, era greu, chemam un prieten, venea la cu o scară, cu o bormașină, munceam o vreme la surpriză, da? 3-4 zile montam la o surpriză Kinder. Dar merita, bă, că la sfârșit terminam, ne mutam acolo. Asta cădea, apartament cu două camere militare, asta cădea. Erau alte vremuri, prieteni, totul era mai bine pe vremuri, da? Acum, de când știu că vând la dealer, a zis, iei un nou Kinder, îl desfaci, ce ți-a căzut? O bilă. Dar ai ceva de făcut la ea? Trebuie să... Nu, e gata. Eu... Dar face ceva să aprinde sau... Nu. Scrie aici că... Ci că dacă o pui în pantă, se duce în jos. Nu e vreo surpriză aici? Surprinzătorul era de acolo în sus, da. Dar bine, uite, am citit aici, încărțuiesc e că ce mai poți să faci cu ea? E dacă o pui într-o lingură și dai cu bricheta sub lingură... Ci că surpriză. A, dar siringa cade separat. N-ați terminat toți? Ăștia cu viețile mai curate care l-au găsit pe Dumnezeu n-au râs acum. Au râs mai mult păcătoși. Au mult ăștia care se bucură de plăcerile cărnii și sufletul lasă de izbeliște. Vă înțeleg, în zona asta, turnul de veche, mai puțin... Voi de la înălțimea mântuirii ați judecat altfel glumele astea. Bine, bine, dar despre caznele eterne nu zicem nimic. Bine, Teo. Acolo în întuneric, aha, aha, bucurie, endorfine, aha, carnea ne stăpânește, noi trăim aici acum și sufletul nu ne pasă, știi? Mă bucur, adică pe voi ne bazăm la show-urile astea. Dar înțeleg și perspectiva asta. Înțeleg și judecata morală a unui suflet care se știe în siguranță și care vede nesăbuința din lumea asta. E... Normal că... Bine, mai puțin tu nu ești... Tu ești... Tu ai... Tu nu închiriezi, tu ești proprietară în iad. Tu ai... La cum ai râs, tu ai acolo 2-3 garsoi. Mai dai închirie la alții în iad, tu nu. Doamne ferește. Zic în zona aia. Zona aia e mai mult așa, o zonă mai spirituală, o zonă mai curată și vă mulțumesc. Fără voi, n-am ști că noi ăștia greșim. Adică fără voi am zice, asta e viața, râdem, ne bucurăm și fără să simțim ca un fel de curent care ne trage în suflet și, bă, există și viață de după și n-avem grijă de ea. Că ha-ha, că droguri. E ușor. Vezi cum se dezlăță? Vezi? E și o beție a cărnii acolo. E un fel de... Vedeți că e un fel de destrăbălare deșucheată, dacă îmi permiteți. Este. Și mă bucur că... Din aia mă trag. Asta am trăit aproape toată viața. Dar aici aș vrea să...
la detașarea asta, a, la privirea asta calmă care zice... Vă uitați așa și faceți ce se distrează țărâna asta... Țărâna asta temporară ce se distrează. Da, 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 da. Cu fiecare râset uităm că murim. Da, murim, murim. Și ai zis, nu, trăim veșnic. Trăim veșnic. Și aici e un pic de... Da, 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 da. Ce cadavre vesele. E un pic de... Știi? E un pic de... Da, vă apreciez, sincer, vă zic, vă mulțumesc din suflet că existați, adică... Doamne, ce frumos! Avem spioni infiltrați la voi, oameni. O avem pe ea. Băi, show-ul s-a terminat mai demult, nu știu de ce îl chinui eu. Că show-ul s-a terminat, că show-ul s-a terminat de vreo 4 minute, dar eu m-am hotărât că îi bag mâna în cur și îl fac să vă... S-a terminat, show-ul s-a terminat. Multe lucruri s-au terminat... Viețile se termină. Nu-mi permite forma fizică să mă aplec mai mult, dar... Mă ține șalele că... A venit apocalipsa. Vă rog, aplaudați încă o dată pe Costel, care a fost aici. Aici a fost. Vio, care a fost aici. Vio celălalt care a fost aici. A fost Vio, Costel și Teo seara asta. Voi ați fost extraordinari. Mușcați din viață și mestecați cât mai aveți dinți. Pentru că sfârșitul vine pentru toți. Bine ați venit! Bine ați venit! La prima zi din restul vieții voastre. Nu uitați, se termină totul. Totul se termină. Din țărână venim, țărână suntem. Vă mulțumesc!